No, e timpul să devenim foarte, foarte serioși pentru că se întunecă, iar eu nu am nimic pentru că am decis să nu iau ce tu, pentru că atunci când un copil vine pe lume datorită minunăției pe care noi o numim naștere, da, se numește naștere, nu fătare, nu, fătare, e pentru animale. Oricum, nu primește un cest cadou și îi zice măsa bebelușului, ia ce ai nevoie din cestul ăsta și du-te și sapă lemn și dă cu pumnii în copaci, dă cu capul de toți porcii pe care îi întâlnești. Bâng! 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 Vai, mamă, ce am dat! Nu face asta, deci nici eu nu o să fac asta, deci am nevoie de chestii. Trebuie chestii. Dar nu văd nimic. Dar chiar nimic. Bă, să știi că nu-mi place. Nu-mi place și fac ceva urât. Sper că asta a blocat intrarea, ieșirea, măsa, ce-o fi chestia asta. Să fie blocat, atâta mă interesează. Ce fac mă, cu lemnul ăsta? Pac. Și... Bun. Acum nu mai văd absolut nimic. Ceea ce e perfect, pentru că pot să bâșbui pe aici, aia să vedem. Pac. Nu, asta nu e... Aha, bun, piatră. O piatră... Două pietre, trei pietre. Nu contează, nu pot să văd, nu pot să văd. Ceea ce nu pot să vezi, nu te va răni, nu? Asta e politica struțului, de asta își bagă capul în nisip și stă acolo ca idiotul până când este măcelărit de niște haite de lupi fioroși. Doamne, și monitorul ăsta să mor eu, ce... Uite mă, ce praf e pe el. Uite, se vede mult mai bine așa. Așa, trebuie să-l mai șterg din când în când. Ce? Alea-s bucăți de pufuleți? Nu vreau să știu. Aha, bun. Să-mi dau seama unde e crafting table-ul, stai. Ok, unde e partea... Mă nervez tare. Nu... ia, bun, hai, gata, gata. Nu, 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 nu. Bun, m-am învârtăcit degeaba. Am venit de... De unde am venit? Poate dacă urc aici, o să văd... Gata, mă-l văd. Bun, gata. Până mi s-a obișnuit vederea cu acest loc foarte, foarte întunecat. Pac. Lemn și lemn și gata, tata. Bun. Am trecut într-o nouă eră a... Ăla e un creeper sau... Da. Bun, e foarte, foarte periculos. În acest moment, acest loc foarte periculos. Înțelegeți? Ia stați așa. Păi, treci la coadă. Nu. Bubui în grijania mătii. Bine, bine. Bubuie. Vezi dacă îmi pasă. Ghișe, nu-mi pasă. Stai că trebuie să... Nu, stai că dacă vine un schelete. Nu, 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 că dacă vine un schelete e nasoală treaba. Trebuie să mă urc și înapoi. Trebuie să mă urc și înapoi și nu o să mă duc să iau chestul, de la naibii de chest. Nici măcar n-am vrut să-l iau, l-am văzut acolo, nici nu știu dacă m-am uitat în el, dar am zis, nop, e trișare. E josnic. Și tocmai mi-am adus aminte de ceva. Era un desen animat, frate. Așa, nu, locul ăsta nu e bun pentru o torță. Sărăcuța torță, ia să vedem. Pac! Pac, vreau să... O pun acolo pe ăsta... Ia stai mă, ce e aici? Îmi trebuie niște chestii. Cum ar fi... Nu. Niște torțe? Stai să încerc să pun niște torțe pe acolo. Așa... Stai, vine ceva... Ah! Ok, bun. Fier, băgați-i piciorul. Bun, acum pot să fac... Un târnăcop sau o sabie sau o găină samba. Ce? Cum ai intrat aici tu, nenorocită mică? Bestie feroce ce ești. Vai tu. Nu mai sări pe aici și nu mai fă sunetele alea stupide când mergi. Vrei să te duci în recunoaștere? Ok, du-te. Ție nu o să-ți facă zombie nimic pentru că ești o găină. Și vrei să-ți dau și o torță? Ia, du-te. Du-te cu torța și fă lumină. Hai, du-te. Vezi, poate te găsesc tot acolo când vin. Acolo o să găsesc. Acolo o să rămână ca proasta, nici măcar nu o să ia torța. Ce oribil. Fix acolo am... Bun, bun.
las, nici măcar nu am nevoie de tine. Vreau să te țin ca găina mea de companie. Parcursul au 100 cât dracu de mii de episoade trebuie să fac. Dar se pare că vrei să fii o găină nesimțită, așa că nici măcar nu o să-ți dau niciun nume, nici măcar nu o să-ți dau niciun titlu, cum ar fi... e găină sau cocoș? Cred că e găină. Nu contează. Să mă gândesc la un titlu. Găina cu pene de aur. Bling-blinguri. Mercedesa, nu, asta e nume de țigancă. Poate e găină romă, frate. Ce spun eu aici, romii nu au găini, ei le fură. Da, sunt foarte rasist, știu. Nu-mi plac țiganii. Și nu-mi plac... Ce nu mai place? Nu-mi plac multe chestii, dar dacă ar fi să fac o listă, cred că nu aș avea unde să o agăți pentru că ar fi prea lungă. Altul lucru care mă disperă, să mă gândesc. Matematica și româna, da. De ce? Pentru că în clasa a 12-a, româna se ocupă cu bătutul câmpilor. Tot ce trebuie să faci este să spui tot felul de prostii inutile despre tot felul de compozitori de ăștia cretini și inutili care se drogau și băiau ca porci ca să facă niște poezii serios. Deci nu este un fapt prea cunoscut pentru că profesorii și oamenii de cultură nu vor să lase această informație în afară pentru că oamenii ar putea fi influențați de așa ceva. Însă ideea e că unii poeți, și prin unii mă refer la foarte, foarte mulți, o groază, deci 1, 2, 3 care nu făceau așa, în rest toți erau apă și un pământ și beiau, deci beiau, păi erau beți. Beți? Când scriau beți erau. De asta scriau tot felul de chestii stupide. Și acum vine... ne-a zis o profă de română anul trecut. Și acum vine scuza tuturor comentatorilor ăștia care dau tot felul de citate privind incredibilitatea construcțiilor și creațiilor românești în ceea ce privește cultura, limba română. Ei se închid în turnul lor de filde și auzi ce prostie poate să scoată, mă, profesorii ăștia pe gură. Ni simțiți, auzi, turn de filde și păi de unde naiba să omori atâția elefanți pentru un turn de filde și mă. Dar, de fapt, ce spun eu? Oamenii ăia scriau și erau beți scriță, drogați, iar tipul ăla care a compus poezia Plumb sau nu mai știu ce poezie, mă rog, era unul frate ci că era foarte excentric și gen își vopsea părul în verde, în tot felul de chestii și era scriitor, nu știu exact care. Nu mai aduc aminte pentru că nu prea sunt atent la școală, dar ideea e că așa e. Deci, o apă și un pământ, toți. Nu ascultați profesorii care spun că erau oameni de cultură. Nu, erau toți niște beți, niște drogați. Toți scriitorii ăștia, făcători de poezii. Bun. Cablestone o grămadă. Și cu astea fiind spuse, mă gândeam, frate, acum vreo zi, două, chiar astăzi, era un desen animat la care mă uitam când eram mic și nu pot pur și simplu să-mi aduc aminte despre ce era. Deci, dacă știi cumva ce nume avea desenul ăla, să-mi spui. Uite, e cam așa. Deci, în primul sezon, era toată familia și gen au primit o scrisoare de la un unchi sau gen de la o rudă a mamei. Și gen ăștia sunt o familie, nu știu, de săraci, nu chiar săraci. A, da, chiar mi-aduc aminte de 3 sezoane. Mi se pare că 3 sezoane avea și pot să le povestesc așa sau, mă rog, să spun ce se întâmplă prin toate. Poate știe cineva desenul animat să-mi spună numele. Nu știu, vreau să știu, frate. Nu am timp să mă uit, dar pur și simplu să știu. Așa. Și avea un vecin, frate, deci mi-aduc aminte, pe vecinul chema Mareș. Deci era vecinul Mareș și era... Nu era medic, era profesor sau nu știu exact. Pentru că la un moment dat, deci în familie era un copil, un câine, o pisică, mama și tata și un băiat. Deci era o frate, un soră, mă înțelegeți voi, și părinții și câinele și pisica. Mă rog, mai avea un alt animal? Nu cred. Mă rog, și în primul sezon pleacă ei într-o excursie pentru că sunt invitați de o rudă bogată de-a mamei și sunt frate pe drumuri, deci... O să întâlnească și mafioți, o să ajungă pe insule cu niște canibali, deci e foarte, foarte interesant, foarte șmecher primul sezon. În al doilea sezon, Adrian îl chema pe copilul ăla, gen, nu era copil, avea să zicem vreo 14, 15, 16 ani și tipa aia avea vreo 18, 19, sorsa. Mă rog, și pisica era neagră și câinele ăsta era alb, dacă asta vă ajută.
Și după aia, în al doilea sezon, tipul ăsta, Adrian, are o navetă spațială gonflabilă, frate. Și se duce pe tot felul de planete și... adică și o grămadă de episoade. Odată se duc pe o planetă unde totul era invers, gen mergeau pe apă și... uite, nu se necau pe uscat, ceea ce mi s-a părut ciudat. Asta înseamnă că nu totul era pe invers, dar oamenii de pe planeta aia vorbeau invers, mergeau pe tavan, ei mergeau pe tavan, oamenii mergeau, mă rog, foarte ciudat și mindfucking. După aia odată s-au dus pe o planetă, mă întreb de ce e zăpada acolo, am auzit că, ci că pentru că e la înălțime, dar ci că nu aș crede chestia asta. Păi, niciun păi. Am părci... Băi, stai puțin, ăsta arată parcă altfel, nu contează. Lemn, niște iron, o să fac eu niște chestii de fier cu chestia asta. Ah, de fapt, stai că pun niște lemn aici, nu consum eu bunătate. De ce Dumnezeu am făcut de coal pe asemenea infectități de chietre și de fier? Auzi, minereu de fier. Neinteresant. Trebuie să-mi aduc aminte locul ăsta, să știu exact unde să vin. Și am nevoie și de un nou târnăcop, dacă mă uit mai bine. Bețeam. Așa, asta am. Nu am de gând să stau aici, nu vă faceți griji. O să mă mut eu la un moment dat, dar deocamdată locul ăsta e ok. Vreau să merg pe o câmpie și nu am să folosesc coordonate. Și nici nu am să vă dau seed-ul și nici nu am să vă dau, băi, nu știu, frate, adică o să ceva de episoade, sigur o să fie o grevă mondială, o să vezi meeting-uri pe afară, o să fie la știri, tot felul de știri. Și meeting-urile continuă împotriva lui iHitPing, binecunoscutul comentator de jocuri, care refuză în continuare să ofere mapa fanilor săi. iHitPing că nu vrea să comenteze asupra deciziilor luate în ultimele săptămâni, spunând că nimeni nu are nevoie de mapă pentru că e inutil, însă fanii continuă să-și mențină stabilitatea asupra punctului de vedere. Cred că am băut ceva, frate. E adevărat că iau vitamină de aia efervescentă dimineață, dar nu cred că poate să fie din cauza asta, nu? Nu ar trebui... Holy fuck! Holy fuck, acei ninja! Ninge și plouă. Ning plouă? Ningouă? Oh, no, nu continui, nu. Nu continui pentru că o să iasă urât, sunt sigur. Aha, bun, deci acolo văd... văd, n-ar trebui să văd, dar văd... Mă rog. Bă, asta e o câmpie, dar nu e câmpie de aia de care vreau eu. Adică, na, e aproape de zăpadă, e pielea, ca să spun așa. Și nimic prea interesant pe aici, numai... uite flori, mă, ești nebun. Da, stai că trebuie să iau tot... Deci tot călul ăsta trebuie să-l iau călul. Așa. Ce spuneam? Da, bun. Era în sezonul ăla, bun. Tot felul de planete foarte, foarte ciudate pe care le vizita. Și de fiecare dată mergeau, intrau în spațiu și după aia trăgea ăla de o manetă și se lungeau așa. Câinele la făceau o față de fiecare dată. A, nu-i plăcea, mă. Deci câinele nu-i plăcea când băga ăsta viteză warp sau ce măsa era... Băga o viteză de aia și se lungea naveta și era gonflabilă, frate. Și gen, de fiecare dată când ajungeau pe planetă și o strângeau, băga tipul ăsta naveta într-o de-aia de... Nu era chitară, gen de țambal? Niciun țambal, nu. Era ca o chitară mai mare, nu știu cum se numește chestia aia. Mă rog, sunt mai multe instrumente cu corzi pe care eu nu le știu și nici nu vreau să le știu, sincer. Dacă asta nu e bine, îmi trebuie un porc. Un porc, uite, l-am găsit. E ce încoace în grijania, mătii. Fără milă, frate, fără milă, pentru că nu am de gând să stau aici, deci nu o să am nevoie de niciun porc să-l mulțesc. Deci o să-i pot omorâ pe toți. Pe tine. Și pe tine, găină. Eu crezi că tu scapi, că ești găină? Nu. Tu mori prima pentru că ești găină. Oh, flori. Ce sunt ăștia, mă? Vai, mamă, sunt tufișuri de trandafiri. În sfârșit, nu mai sunt trandafiri ăștia care... creșteau sălbatic, pur și simplu. Nu, acum sunt tufișuri. Ceea ce e șmecher. Și sunt și flori galbene, nu albe, galbene sunt. Dar poate sunt și de altele. Am văzut eu niște flori acolo, dar nu știu ce sunt alea. Ce culoare e aia? Unde sunt florile alea? Ia să le văd. O să le iau doar pentru că sunt noi. Holy fuck. Mi-e frică să nu mor pe aici cu jumătatea mea de viață. Ce sunt astea? Lilieci, ok. Ia să iau eu niște flori de lilieci.
și o să le plantez eu odată și odată acolo unde o să mă stabilesc și o să am câmpii cu flori. Și, mamă, încă o floare. Și asta arată șmecher de tot, mă. Băgați ei. Și asta, mă? Peonii. Ok, peonii, da, bun. Știu peoniile astea sunt... Ce dracu știi cine sunt peoniile astea? Probabil niște plante ornamentale. Atât? Nici o floare? Gata, atât? Bun. Nici nu contează. O să omor și găina asta. Bă, tu crezi că poți să zbori, mă? Te crezi barză? Unde ți-e bebelușul din gură? Trandafiri. O să iau și astea galbene. Pentru că de sunt flori și astea. Să nu par discriminator și rasist. Să nu par, pentru că sunt. Dar trebuie să ascundem aparențele uneori. Găini, găini, găini. Așa, bun. Ce faci, mă? Te neci în pământ? Ia trece încoace. Trece încoace. Nu știu unde te duci, dar trece încoace imediat. Unde te urci, mă? Mă pui să mor după tine și să mor. Deci tu vrei să mă omor căzând din copac, nu? Deci dacă pic acum de aici, mor. Și nici nu știu să mă mai întorc în locul ăsta. Deci, cred că ar fi bine să mă duc să fac rost de niște mâncare. Mai pierd timpul pe aici cu niște găini afurisite. Găini. Așa, bun. Iute. Fai, mamă, câte achievement-uri am. Băi, ești nebun, două. Nu, două sunt în chat. Am mult mai multe. Pot să prăjesc aceste? Nu. Normal, normal că nu. Este perfect anormal să prăjești niște flori. Numai atât am și asta. Bun, merge. Deși nu o să merg să explorez pentru că mi-e foarte, foarte frică și ar trebui să fac ceva aici, gen să iau dirt, să fac ceva în genul ăsta, să astup tot locul ăsta. Bun. Păc. Bun. Păc. Aha. Și acum noaptea, fac, stai că asta nu e bine. Noaptea o să pun asta aici și gata, sunt sigur. Sigur că nu voi fi omorât. Hai mă, mâine, mă. Așa, o să iau astea. Bun. Să vedem. Am nevoie de direcții pentru că am de gând să plec de aici în episodul următor, dar exact unde o să plec? Și de fapt nu e prea bine pentru că o să se facă întuneric în curând. Găină tâmpită. Și mai sunt găini pe aici, îmi trebuie mâncare. Uite o găină. Treci mai aici! Faci de astea, levitezi, de ce, te crezi sus pe apă? Vreau să fiu și eu. Mai văd niște flori, dar unde sunt oile, mă? Am nevoie de oi. Pentru că oile sunt mesagerul. Mesagerul cui? Dă-ți seama, oi care să facă pe poștașii. Să-ți aducă scrisori acasă și să-ți dea și niște lână. Vrei să cumperi niște lapte de capră? Am un dealer foarte bun. Dar tu ești oaie. Nu contează. Bun. Nu știu, chiar ar fi nasol să plec din locul ăsta chiar acum, pentru că vine noaptea, dar... Nu, știi ce? Cred că voi mai petrece o noapte aici. Ia să scap eu de tot lemnul ăsta de aici și ar trebui să fac și niște unelte ca lumea. Nu, gata. Sigur, trebuie să fac niște ordine înainte să plec de aici. Și ar trebui să iau... Nu, lasă, am destule... Bucăți de căl, nu trebuie torțele. Hai, frate, mâini că mă apucă damblaua aici. Uite și tu. Și în al treilea sezon, tipul ăsta, Adrian, făcuse un dispozitiv cu care putea comunica în viitor și avea o rudă în viitor, care gen le dădea tot felul de chestii ciudate. Odată nu aveau mâncare să le dea la niște invitați, așa că ăsta le-a trimis niște bobițe și ăștia proști le-au mâncat ca idioții și s-au făcut grași. Băi, da, grași. Băi, grași! Deci n-ai văzut grași în viața ta cât de grași erau oamenii aia. Și altă dată le-a dat o casă, frate. Vai, mamă, în pana mea. Deci ăștia vreau să nu mai stea în casa aia mică și ăștia din viitor, mă rog, era unul, frate, un boșrog. Le-a trimis o casă gen super mare și care se învârtea și era super belea, mă. Deci trebuie să aflu cum se numește desenul animat. Trebuie, pur și simplu. Trebuie să scap și de cearcăul ăsta. Uite ce urât arată lângă căul. E ca un sacrilegiu. Asta vreau să spun, un sacrilegiu. Asemenea nesimțire trebuie sacrificat în numele răului acest cearcăul. Ia să vedem. Trebuie îngropat de viu. Asta e. Asta o să-l învețe minte să nu mai apară pe... Intră în gaură. Intră în gaură. Așa, bun. În gaură amândoi. Și acolo să rămâneți.
Gata, acum sunt sigur că voi avea foarte mult noroc. Fulgerul nu aduce noroc, nu.